dragilor și bine v-am găsit! Salutare tuturor! V-am spus vreodată de ce am început emisiunea despre blogging și vlogging? Pentru că ne plac foarte mult bloggerii și vloggerii. Și mai ales despre fashion. Ne place să învățăm despre modă. Tocmai de aceea am avut și emisiunea trecută cu designeri. Am încercat să păstrăm formatul, dar am venit și cu ceva nou. Bloggerii și vloggerii ne aduc chestii despre fashion, despre care noi vrem să învățăm, bineînțeles. Tocmai de aceea avem invitată pe Ilenia Andreea Păslaru, o blogăriță pasionată de modă. Bună, Andreea, bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Și noi îți mulțumim că ai venit! Spune-mi, cum te-ai apucat de blogging? De blogging m-am apucat în urmă cu 4 ani. Eu de meserie sunt jurnalist, am lucrat în media, în presă și în televiziune și am zis că trebuie să fac ceva și pentru mine. Și atunci pasiunea ți-a spus cuvântul. Spune-ne mai mult despre blogul tău. Ce faci acolo? Dai sfaturi, ponturi? În mare parte, da, dau sfaturi despre ceea ce se poartă în ziua de astăzi, care sunt culorile anului, ce putem să purtăm când mergem la o petrecere, rochile de cocktail de seară, care sunt cele mai bune alegeri pentru viitoarele evenimente. Ne-am observat că foarte mulți jurnaliști își deschid bloguri pentru că nu apucă să spună tot ce vor în meseria lor. La fel este și la tine? Într-adevăr, când ești jurnalist, trebuie să ai grijă de subiectele care sunt în vogă în momentul respectiv. Când ești blogger, poți să scrii pe blogul tău exact ceea ce îți dorești, poți să scrii despre fashion, poți să scrii despre vedete, poți să scrii despre destinații de vis, exact ce, practic, ce nu poți să scrii în meseria de jurnalist, ai ocazia să o faci pe blog. Dar de unde pasiunea pentru modă? Pasiunea pentru modă o am încă de când eram copil. Am făcut modeling de la o vârstă fragedă, am pozat pentru foarte mulți designeri de-a lungul anilor și atunci pot să zic că m-am reorientat de la începutul anului. Am terminat o școală de design vestimentar și m-am apucat să fac hăinuțe. Deci moda pentru mine este chiar o pasiune în adevăratul sens al cuvântului. Dar cum stă un blogger, un designer și un jurnalist cu timpul? E o întrebare destul de grea, pentru că timpul este limitat, ca să zic așa. De multe ori este foarte greu să te împarți între toate lucrurile pe care vrei să le faci. Orele dormite pe noapte sunt destul de puține, însă încet, încet, prin muncă și pasiune, chiar poți să faci lucruri faine. Care este motivația ta ca și blogger? Motivația mea este momentul în care mă uit pe statistici. Când văd că lumea intră pe blogul meu, îmi citește articolele, îmi lasă comentarii, sunt foarte entuziasmați de ceea ce le spun, de sfaturile pe care le dau, atunci mă inspiră din ce în ce mai mult și mă ajută să creez articole exact pe domeniile pe care ei le doresc. Vreau să-mi spui care a fost cel mai frumos comentariu de pe blogul tău și dacă ai avut și hateri. Cel mai frumos comentariu cred că a fost momentul în care m-am apucat să fac hăinuțele, să fiu chiar eu designerul, pentru că toată lumea m-a felicitat. Am pe blog o poveste despre cum am hotărât să fac acest lucru. Și toată lumea a fost foarte, foarte încântată. Vreau să zic că au început să vină și comenzile. Și atunci am zis, băi, ok, înseamnă că asta trebuia să fac de fapt, de foarte mult timp, însă știți cum e, toate lucrurile vin la timpul lor. Și despre hateri? Bineînțeles, există și hateri, adică nu poți să faci un lucru fără ca cineva să nu comenteze sau să zică lucruri urâte despre ceea ce faci, însă nu mă deranjează. Ideea este că publicitatea negativă cred că este cea mai bună publicitate. Chiar cred lucrul ăsta. Spune-mi, te rog, ce sfat ai avea pentru un tânăr care ar vrea să apuce de blogging? Sfatul meu este să nu renunțe niciodată, pentru că asta este cel mai important. La început este destul de greu să atingi niște idealuri, este destul de greu să îți atragi oamenii pe blogul tău, însă cu puțin curaj și muncă, cred că poți ajunge acolo unde îți dorești.
Îți mulțumesc frumos, Andreea, că ai venit astăzi la noi în platou. Vă mulțumesc și eu. Dar nu vreau să pleci pentru că urmează o confruntare și vreau să văd cum te descurci. Bineînțeles, cu cea mai mare plăcere. Bună, Andreea. Bună, Ana. M-am uitat pe blogul tău și mi-a plăcut foarte mult pentru că este bine pus la punct și apreciez faptul că te poți împărți între a fi designer, blogger și jurnalist. Mulțumesc frumos! Eu am pregătit pentru tine un set fulger de întrebări. Ești pregătită? Da, sunt pregătită. Care este accesorul tău preferat? Cercei. Un designer favorit din România? Aleha Tonchea. Unde visezi să petreci următoarea vacanță? Cred că vreau să merg în Cancun. Cum arată machiajul tău preferat de zi? Un fond de ten, un blush, rimel și un luciu pe buze. Spune o piesă vestimentară care nu ar trebui să lipsească din garderoba niciunei femei. Little Black Dress, cu siguranță. Îți mulțumesc mult, acestea au fost întrebările. Mulțumesc și eu. Ana, vreau să spui dacă te-a impresionat vreun răspuns. Sincer, nu m-a impresionat niciun răspuns, pentru că din ce am citit pe blog, mi-am dat seama că este o persoană normală, ca toți ceilalți, și chiar mă așteptam să-mi răspundă la aceste întrebări foarte ușor, concret și mi se pare că s-a descurcat foarte bine. Îți mulțumesc! Andreea, vreau să ne spui cum ți-au părut întrebările, dacă ai mai avut parte de un test fulger? Nu, este primul test fulger de care am parte. Întrebările au fost ușoare și chiar mi-au plăcut. Vă mulțumesc amândurora! Mulțumim și noi! Mulțumesc și eu și chiar aș vrea să le zic și eu oamenilor care se uită la emisiunea voastră unde mă pot găsi. Blogul meu, ileniandreapaslaru.wordpress.com și pagina de Facebook, Yad Fashion by Ileni Paslaru. Dragilor, probabil ați observat că din 5 subiecte care se difuzează la televizor, 3 sunt despre modă. Și oare de ce? Tocmai pentru că secolul 21 este unul doar al vitezei, ci și unul în care oamenii petrec mai mult de jumătate din zi în fața oglinzii. Și nu uitați de concurs, intrați pe pagina noastră Școala TV Oficial, dați-ne un like și un share și spuneți-ne ce a răspuns Andreea la întrebarea accesoriul preferat și puteți câștiga un tricou personalizat. Așteptăm răspunsurile voastre până la vacanța de iarnă, atunci când vom selecta câștigătorii. Și nu uitați, cu sau fără blogging, fiți creativi!